Colegii de clasă și conducerea școlii spun că băiatul s-a mai plâns că nu se simte bine și că obosește repede. Era în stare gravă când l-au dus la noi. Aici starea lui este necesar intubație, a fost intubat și s-a început tratamentul cazurilor de stop cardiorespirator și ulterior a ajuns în ATI, unde se continuă investigațiile, se face tomografie computerizată, ecografie, ecografie generală și încă nu avem un diagnostic. Starea lui este încă gravă, este în comă gradul 2. Chiar când s-a sunat de intrare la cursuri, la ora 10:10, elevul era cu colegii, se îndrepta spre curs și a spus colegilor, mi se face rău și dintr-o dată a căzut jos. A fost doctorul școlii, a intervenit imediat, a fost anunțată salvarea, a venit și acum este la urgență, la reanimare. Am înțeles, este stabilizat. Doctorul ne transmite tot timpul de acolo datele. Băiatul era scutit de la orele de sport, cu toate acestea, medicii spun că nu era înregistrat până acum în evidențele spitalului ca suferind de boli ale inimii.